Textul a fost citit, un text frumos, binecuvântat din Filipeni, din capitolul 2, dar înainte ca să intru în acest text și să discutăm câteva lucruri, aș vrea să vă spun că în timpul rugăciunii Domnul mi-a arătat că era o stâncă. Această stâncă a fost lovită de mâna Domnului și au început să curgă izvoare de apă vie în biserica de aici. Domnul să se atingă de fiecare. Și Domnul să atingă în special tinerii și să-i boteze cu Duhul Sfânt. Apoi am văzut un porumbel care avea o ramură de măslin și a venit în adunare și aducea cu el niște veșminte albe. Și apoi a apărut un scris cu litere de aur în felul următor: seceriș binecuvântat. Doamne, dăruiește Bisericii Happy Valley un seceriș binecuvântat de suflete. Fraților și surorilor, este o temă foarte profundă aceasta pe care ne-o propune textul din Filipeni, din capitolul 2. Este un imn cristologic, este un text profund, adânc. Și versetul 5 ne propune un model de gândire. Un model de gândire. Doar vreau să fac o introducere la textul acesta și apoi să vorbesc despre puterea crucii, pentru că astăzi este cina Domnului și aș vrea, am pe inimă lucrul acesta, să vorbesc despre puterea crucii. Uitați-vă în versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, adică în El și în noi, următorul model de gândire. Uitați-vă ce model de gândire ne propune Domnul Iisus Hristos. Versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și imediat urmează planul slujirii sau gândul slujirii. Și acesta ar trebui să-l avem și noi. Versetul 7. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, gândul slujirii. Vedeți, în timpul acela existau trei feluri de robi. Era robul ca om de încredere al stăpânului, ca om al casei. Amintiți-vă că sutașul Corneliu avea astfel de robi. Erau soldați care erau puși în slujba lui. Era robul ca diaconos sau administrator, slujitor la mese, și era rob dulos. Dulos însemna rob fără niciun drept. N-avea drept să se căsătorească, n-avea drept să aibă bani, n-avea drept să aibă nume. De obicei, astfel de robi erau numiți primus, secundus, tertius. Amintiți-vă că este un terțiu în Romani, în Cartea Romani la final. Deci așa erau numiți, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, n-aveau nume. Și Hristos, uitați-vă versetul 7, se dezbracă pe sine însuși și ia chip de rob. Și e folosit aici cuvântul dulos, sclav fără drepturi, făcându-se asemenea oamenilor. Gândul slujirii, gândul slujirii. Doamne, binecuvintează slujitorii cu gândul slujirii. Dar binecuvintează și oamenii care stau în jurul nostru și așteaptă de multe ori: măi, tu ești slujitor. Și ei să fie slujitori și să aibă gândul slujirii. Domnul să ne ajute pe toți. Al doilea gând pe care îl are Hristos, și nu e doar un gând. Noi când vorbim de gând zicem se va înfăptui sau nu. Nu, aici nu e vorba de, neapărat de un gând. E un plan care până la urmă a fost dus la îndeplinire. Gândul sau planul smereniei, versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Doamne, dăruiește-ne și nouă gândul smereniei. Și apoi este gândul ascultării. Deja l-am anticipat, versetul 8. Hristos se smerește și se face ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și uitați-vă tot aici în versetul 8, ultima parte, gândul sau planul mântuirii, moarte de cruce. Moartea cea mai rușinoasă din vremea aceea era moartea de cruce.
moartea crucificatului. Gândiți-vă, ceva rușinos, ceva oribil, ceva barbar, să-l iei pe un om și să-l răstignești și să stea în bătaia razelor soarelui. Și crucificații de atunci, de la durerile pe care le aveau, începeau să blesteme și trebuiau să meargă să le prindă cu piroane limba de cerul gurii ca să nu mai blesteme. Și Domnul Hristos se suie pe cruce și se roagă și spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, lăudat să fie Domnul nostru. Și apoi bineînțeles că versetul 9 ne arată planul și gândul lui Dumnezeu Tatăl. Ce face Dumnezeu Tatăl? Pe lângă gândul sau planul slujirii Fiului, gândul sau planul smereniei, gândul sau planul ascultării, gândul sau planul mântuirii, vine Tatăl și spune: știi ceva? Din cauza că tu ai îndeplinit planul meu, dăltuit înainte de întemerea lumii, o să fac și eu ceva. Am un plan al proslăvirii, versetul 9 și 10. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Oricât am exagera aici, nu putem să ajungem la paroxism, la capăt, pentru că Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos nespus, nu se poate spune cât de mult, și a dat numele care este mai presus de orice nume, lăudat să fie Domnul nostru. Oamenii cunosc numele Iisus. Îngerii din cer cunosc numele Iisus. Demonii din iad se tem de numele Iisus. Numele lui Iisus are putere și astăzi. Lăudat să fie Domnul nostru. Nespus de mult. Și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Doamne, ajută-ne să ne plecăm și noi genunchii. Haideți să ne uităm puțin, fraților și surori, la acest gând sau plan al mântuirii din versetul 8. Moarte de cruce, moarte de cruce. Ce înseamnă asta? Care este puterea crucii lui Hristos? De fapt, pe crucea Domnului Hristos a desăvârșit mântuirea noastră în cel puțin trei domenii. Există o triplă lucrare a crucii lui Hristos. Hristos a venit ca să ne elibereze de ignoranța păcatului. Omul din cauza păcatului trăiește în întuneric. Spune Biblia și cartea Efeseni spune de oameni care adorm somnul morții și au mintea întunecată. A venit Hristos ca profet al lui Dumnezeu și el a zis: eu te eliberez, omule, de ignoranța păcatului, de întunericul păcatului, de mintea întunecată. Eu vreau să te eliberez, eu vreau să vin și să fiu profetul lui Dumnezeu pentru tine. Eu vreau să aduc lumina cunoștinței lui Hristos să strălucească pe fața lui Dumnezeu, să se bucure Dumnezeu de lumina cunoștinței lui Hristos din adunare. Asta a venit Hristos să o facă. El ca profet a venit să mă scape de ignoranță, de necunoaștere, de mintea întunecată. Atâția oameni întâlnim astăzi, fraților și surori, și aici îi întâlnim de multe ori. Măi, oare m-a iertat Dumnezeu? Oare nu m-a iertat Dumnezeu? Am păcătuit, eu umblu în întuneric și bâșbâi în întuneric, nu văd crucea, nu știu dacă crucea e reală pentru mine astăzi, dacă Dumnezeu m-a lepădat, dacă Dumnezeu m-a aruncat deoparte, dacă Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu mine, pot să mă apropii de sângele și de trupul Domnului în dimineața aceasta? Și astea sunt gânduri care ne vin de multe ori. Fraților și surori, Hristos, profetul lui Dumnezeu, vrea să aprindă lumină în inima și în mintea noastră. Copilașilor, spune în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 1, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Aleluia! Credeți cuvântul acesta?
Credem noi cuvântul acesta? Hristos vrea să elimine întunericul din viețile noastre. Hristos vrea să aducă viață de biruință. Hristos vrea să se înalțe în mijlocul nostru ca profetul lui Dumnezeu, ca cel care vorbește din partea lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne! Și să știți că profetul, Hristos profetul, luăm Scriptura și ne uităm, da? Profetul era un om pus de Dumnezeu ca să vină și să aducă mesaje din partea lui Dumnezeu. Exercitarea funcției de profet al lui Hristos o vedem și înainte de întruparea sa. Există așa numita doctrina Harului Comun, prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le dăruiește anumite sclipiri poeților. Gândiți-vă, a fi sau a nu fi. Deja aici se rezumă toată existența noastră, să fiu sau să nu fiu omului Dumnezeu, copilului Dumnezeu. Și asta a rostit-o un poet profan, nu? Și altele și altele. Hristos, înainte de întruparea sa, și-a exercitat funcția de profet, luminându-i pe unii oameni. Uitați-vă ce frumoase pasaje găsim în Vechiul Testament. Toate acestea au venit prin înțelepciunea lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos, Domnul nostru. Lăudat să fie El. El e profetul. În timpul vieții sale pământești, el rostește pilde, el rostește predici, el rostește tot felul de prorocii, profeții. Amintiți-vă cum spune: adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră, și se împlinește zicerea lui Hristos. Nu? În anul 71, generalul Titus vine și dărâmă Ierusalimul și demolează tot, și templul este demolat și nu rămâne acolo piatră pe piatră. În anul 135, Ioan Hircanul a pus chiar un plug să treacă prin Ierusalim și să demonstreze că nu mai există nicio fundație, nicio temelie acolo. De ce? A profețit Hristos, și ceea ce vorbește Hristos se împlinește, lăudat să fie Domnul. Hristos ca profet este încă în mijlocul bisericii sale. A rostit el în timpul vieții sale pământești prorocii care s-au împlinit, da, 100%, dar după ce s-a înălțat și stă la dreapta Tatălui, el încă vorbește în biserică prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noul Testament a fost scris după ce Hristos a înălțat în slavă, și asta a venit prin faptul că El este profetul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar și prorociile din ziua de astăzi vin tot prin Duhul pe care l-a turnat Hristos în ziua cincizecimii și pe care îl va turna până la capătul vremurilor. De ce? Hristos încă își exercită funcția sa de profet. Vreau doar să vă spun că undeva prin anii 2000, la începutul anilor 2000, îmi spunea o soră bătrână din Cluj că a avut un vis din partea lui Dumnezeu cu harta Rusiei, care a început să coboare, să coboare, să coboare, și a luat o parte din harta României. Uitați-vă ce se întâmplă în Rusia. Posibil să se întâmple. Ne rugăm să nu se întâmple. Nu vrem să se întâmple așa ceva, dar văzând scena politică a lumii, ne dăm seama că Dumnezeu deja știa lucrurile astea cu mult înainte, fraților. Vreau să vă spun altceva. Era la o cina Domnului, pentru că suntem aproape de trupul și sângele Domnului. Era la o cina Domnului lângă Cluj, la Corpadea, și printr-un frate proroc de acolo iese o descoperire dată unuia din biserică. Așa vorbește Duhul Sfânt. Vedeți, Hristos ca profet vorbea prin Duhul Sfânt. Așa vorbește Duhul Sfânt: bărbatule, astăzi să nu te atingi de trupul și de sângele meu, pentru că încă nu te-ai mărturisit, încă ai păcat ascuns, și dacă te vei apropia în chip necorespunzător, nevrednic de trupul și sângele meu, are să-ți ia foc casa. Auziți prorocie? Omul s-a cercetat, a zis: îmi pare rău, nu știu ce prorocie este asta, dar eu m-am cercetat, eu o să iau din trupul, din sângele Domnului, și a luat. Dar când a ieșit pe pragul bisericii să plece acasă, puteți cerceta, vă pot da legături, da? Casa lui era în flăcări. În vale, casa lui ardea. Omul ăsta locuia la Gădălin, lângă Corpadea. Și când a ajuns acolo, a văzut, casa lui era în flăcări. De ce? A vorbit Dumnezeu.
Dar frații de atunci n-au fost ca mulți din vremea noastră. Au zis, măi, eu vorbi Domnul, omul a păcătuit, hai să-i facem o casă nouă. Și i-au făcut o casă nouă. Și într-un fel a fost bine că i-a ars casa. Dar el și-a luat lecția. Și-a luat lecția. Că trebuie să pocăiască. Vedeți, la cina Domnului vine Hristos, profetul, și îți vorbește. Iar asta mă înfioară. La Jucu, unde locuia fratele Simeonuc, socra lui era un vas de lucru extraordinar. Și într-o zi merge fratele Ilie Ghirișan și le spune, oameni buni, eu nu știu câți din biserica asta sunt pregătiți de răpire. Hai să ne rugăm. Și s-au rugat. Și sora Lina, socra lui Simeonuc, cade ca într-o răpire sufletească în timpul bisericii și frații se ridică din respect pentru Domnul și o ascultă și femeia asta începe să spună, văd, 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 se uitau toți, ce vede femeia? Văd o prăpastie și o punte peste prăpastie. Puntea a pus-o Hristos prin jertfa lui. Văd familia cu tare, trece pe punte. Și s-a uitat bătrâna, trece, trece. Au ajuns mântuiți. Văd familia cu tare, trece. Și ăștia au ajuns mântuiți. Văd familia cu tare. Soțul și-a luat în spinare pe nevastă, că asta nu voia să meargă pe punte. Și zice, o dus, o dus. Au ajuns mântuiți. Și până la urmă i-a văzut pe niște tineri din biserică ce discutau în vederea căsătoriei. Zice, îi văd și pe cutare și cutare. Nimeni nu știa despre ei. Ei voiau să pună înaintea Domnului și asta le-a venit ca o confirmare că ei erau hotărâți de Dumnezeu să meargă împreună și s-au și căsătorit. Și pe ăștia i-a văzut că au trecut. Ei, fraților și surori, când vine Duhul Sfânt într-o biserică și vede cine și cum este pregătit pentru răpire, atunci vine Domnul Hristos și își exercită oficiul de profet al lui Dumnezeu. Doamne, cercetează Biserica Happy Valley și în ziua aceasta să luăm ca un cuvânt profetic din Scriptură. Avem la Tatăl un mijlocitor, lăudat să fie El. E Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie Domnul nostru. Al doilea oficiu pe care îl găsim în ființa Domnului Hristos, în lucrarea crucii, da? Uitați-vă ce spune aici, moarte de cruce. Al doilea mare oficiu îl găsim pe Hristos ca preot, ca mare preot al lui Dumnezeu. Și marele preot este prezent aici, la cină, în ziua aceasta. Slăvit să fie El! Este cina Domnului, este sărbătoarea Domnului. Avem în mijlocul nostru, în chip simbolic, sângele lui Hristos, trupul lui Hristos. Și Doamne, atinge-te de noi în ziua aceasta, prin sângele Tău, prin trupul Tău, să fim curați, să fim spălați, să fim pregătiți de răpire. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fraților, surorilor, n-a fost un lucru simplu. Să-ți lași tu, și dacă am citit în Apocalipsa, zi și noapte, fără încetare, Sfânt, 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 este Domnul oștirilor. Și dacă am citit Apocalipsa 19, oștile din cer îl urmau călare, el era pe un cal alb, pe haina lui avea scris un nume, Domnul domnilor și împăratul împăraților. Ce împărat din lumea aceasta, ce președinte s-ar duce să moară pentru oamenii lui, din țara lui? Niciunul! Toți trăiesc pentru sine, împăratul nostru, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, a murit pentru tine, pentru mine, pentru noi, lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. El e marele preot al lui Dumnezeu, care e în mijlocul bisericii sale în ziua aceasta. Au fost atâtea teorii de-a lungul timpului, mi-am notat aici câteva. Fals, fals, falsități. De ce a murit Hristos? Când a spus s-a isprăvit, au fost unii care au dedus că s-a întâmplat ceva. Omul acesta murea din faliment. Fals! Au fost alții care au venit și au zis, o trebuie să-i plătească diavolului. Ce să-i plătească diavolului, fraților? Noi n-avem nimic să-i plătim nici diavolului, nici firii noastre, nu-i mai datorăm nimic. Ce-i datorăm, îi datorăm lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul! Nu-ți plătești păcatele în fața diavolului.
Diavolul nu trebuia să primească din mâna lui Hristos jertfa în Sfânta Sfintelor din ceruri, spune cartea Evrei. S-a înfățișat odată pentru totdeauna Domnul nostru Iisus Hristos și nu cu sânge de viței și de țap, ci cu însuși sângele Lui și prin sângele Său, prin jertfa Sa, fraților, prin puterea crucii a înlăturat păcatul, ne-a eliberat de demoni, ne dă un loc de moștenire la dreapta lui Dumnezeu. Asta face jertfa lui Hristos. Lăudat să fie Domnul! În dimineața aceasta Domnul nostru este aici. Hristos este prezent în adunare. Sângele lui Iisus are putere să ierte și acum. Lăudat să fie El! Fraților, credeți că sângele lui Iisus are putere? În toate religiile lumii, sângele curge de la om spre Dumnezeu. Du-te și vezi-l pe budist, cum se chinuie și până la urmă depune eforturi și până la urmă poate și-ar da sângele din el numai să fie primit de divinitate. Du-te și vezi-l pe musulman, vezi-i pe alții, pe alții, pe alții. La tot sângele încearcă să meargă de la om spre Dumnezeu. În religia creștină, în creștinism, sângele curge de la Dumnezeu spre om. Nu există soluție să șteargă crimele de pe mâinile criminalilor. Nu există soluție ca să șteargă păcatul curvarului. Am întâlnit om care a stat la masă cu mine și a zis: atâtea sute de femei au fost în viața mea. Are putere Dumnezeu să scape pe un astfel de om de păcat? Are putere! Dumnezeu are atâta putere încât pe un criminal ca Hitler, ca Stalin, ar putea să șteargă tot, să ierte tot, să dea un dosar nou și să-i spună: de astăzi ești fiul, fiica mea. Aceasta e puterea crucii lui Hristos. Lăudat să fie Domnul! Hristos este aici în mijlocul nostru în adunare și în dimineața aceasta să ne apropiem de trupul și sângele Lui. Doamne, ajută-ne! Îl avem pe Hristos pe cruce și ca rege, ca împărat. Nu degeaba cartea Ioan îl arată pe Hristos într-o evanghelie a glorificării. Se apropie romanii să-l aresteze și el spune: eu sunt. Și când rostește eu sunt, cad cu toții. De ce? El și-a dat viața, nu i-a fost luată, și-a dat-o de bună voie. Era rege și când s-a suit pe cruce și a zis: Tată, iartă că nu știu ce fac, a fost și rămâne rege. S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Avem acolo o regalitate mijlocitoare, e un rege care mijlocește. Du-te la Casa Albă, poate că găsești pe cineva să rezolve ceva pentru tine. Dacă când se duce un rege care are putere, un președinte, și spune: asta, asta, asta trebuie să se facă, se face, se rezolvă. De ce? Are putere. Hristos e împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și dincolo de aceasta este Fiul lui Dumnezeu. Și dincolo de aceasta este mijlocitor pentru păcatele tale și ale mele înaintea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta regele se ridică în mijlocul gloriei, își arată rănile. Uitați-vă Apocalipsa capitolul 5. Am văzut în mijlocul cerului, în mijlocul bucuriei din ceruri, un miel și mielul era junghiat. Suferința din mijlocul cerului este pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Hristos vrea să ne elibereze. Hristos vrea să ne ierte. Hristos are putere să te ierte, să mă ierte. Lăudat să fie numele lui Hristos. Fraților, să ne apropiem, dar, spune apostolul Pavel, și vreau să închei cu asta, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului. Uitați-vă Evrei capitolul 4 cu 16. Ca să căpătăm ce? Îndurare. Ce înseamnă îndurare? Merge copilul tău să tăvălești în mocirlă. Vine la tine tot imânjit: iartă-mă, iartă-mă, uite ce mizerabil sunt, și ți se face milă de el și dai îndurare. Îl speli, îi dai o haină nouă și îl consideri copilul tău în continuare. Asta face Dumnezeu pentru noi.
Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului. Doamne, dar eu nu cred că mă mai poți ierta. La fratele Presecan, la bătrânul bisericii noastre, a sunat un tânăr din Italia, zice, atâtea păcate am că nu mai cred, și-o fost sincer, nu mai cred că Dumnezeu mă poate ierta. Și fratele a stat și s-a gândit și apoi s-a rugat, Doamne, ce să-i spun? Și a zis așa, dacă ai lua o balanță și aici ai pune păcatul tău și aici sângele lui Hristos, care trage mai tare, păcatul tău sau sângele lui Hristos? Și a început să strige la capătul celălalt al firului, cred, 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 Iisus m-a iertat, Iisus m-a iertat, și a început să plângă. Astăzi aici, în mijlocul bisericii, e balanța lui Dumnezeu. Pe un taler este sângele lui Hristos, pe altul e păcatul tău, ce crezi? Care mai mare greutate și putere? Sângele lui Hristos are putere. Slăvit să fie sângele lui Hristos. Amin.